cernice părinte vicar, pentru cernice părinte PRU, pentru cernice părinți, pentru cernice primar, stimați oaspeți, suntem într-o seară minunată, într-o seară mult așteptată de noi toți, seara de colinde, seara în care venim să ascultăm vestea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos din gura colindătorilor, care în fiecare an își împlinesc menirea lor, aceea de a ne vesti la fereastră, în biserici sau prin alte părți că s-a născut Mesia. Vestea aceasta mult așteptată de întreg neamul omenesc. Colindele fac parte din tradiția noastră populară, una dintre cele mai bogate tradiții, tradiția românească, care de-a lungul veacurilor ne-au călăuzit aceste frumoase cântări interpretate de copii, de tineri, de cei mai în vârstă, ne-au călăuzit în învățătura noastră de credință, pentru că colindele, în versuri simple, dar foarte profunde, exprimă esența teologiei noastre creștine, creștin-ortodoxe. Iar poporul român are bucuria aceasta de a avea cea mai bogată zestre a colindelor față de multe alte popoare creștine. Știți că poporul român are în continuare această bogăție pe care trebuie să o păstrăm cu multă, multă grijă și să o transmitem și noi mai departe generațiilor viitoare. În seara aceasta, prin al 10-lea an, iată că s-a creat o tradiție a colindelor, Corul Cronos vine să ne colinde, să ne împărtășească bucuria nașterii Mântuitorului Iisus Hristos printr-o interpretare măiestrită. Ne obișnuim cu ei, îi primim bucurie de fiecare dată și parcă de fiecare dată, de la an la an, interpretarea lor și mesajul lor este din ce în ce mai frumos, mai bine găsuit, mai bine versuit, mai frumos cântat. Și în seara aceasta sunt convins că vor scrie o pagină frumoasă în repertoriul lor de interpretare și în tradiția bisericii noastre, a parohiei noastre, a Sfântului Împărați Constantin și Elena, pentru că această biserică, să știți că a avut și ne străduim să aibă în continuare o bogată tradiție a concertelor pe colinde sau de alte genuri de cântări. Scopul concertului în seara aceasta, de a bucura cântarea voastră, este și acela de a bucura un copil care se află într-o situație destul de gravă de sănătate. Este vorba de o fetiță de 5 ani, pe nume Barcan Alexandra, care s-a născut fără urechi. Da, ideea e ca să... Necesită o intervenție destul de costisitoare la un spital din străinătate. Este crescută doar de mama ei, care este învățătoare și care și când a fost operată niște probleme destul de grave. Și ceea ce m-a frapat la această fetiță, ceea ce m-a, efectiv, m-a mișcat situația lor, nu îi cunosc personal, că am dialogat prin intermediul telefonului, o întreb pe mama ei, mamă, mie când îmi cresc urechile? Colegii mei au, eu nu am. De aceea, la sfârșitul concertului, am să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să donați pentru această fetiță, să căutăm, să aducem și ei o bucurie în suflet și un zâmbet pe care. Și să știți că Dumnezeu nu face greșeli niciodată, chiar dacă s-a născut fără urechi. Face minuni. Și prin această situație, adică și prin aceasta, și prin multe altele, Dumnezeu ne cheamă pe toți să căutăm, să facem o minune și se poate, știți, iubiților, să facem o minune cu acest copil și donația dumneavoastră să ajute să-i redea auzul. Se poate, medical, se poate, dar sigur trebuie o sumă destul de consistentă. Sunt convins că veți fi generoși și veți avea și dumneavoastră mulțumirea în suflet că ați ajutat un copil care are și nevoie de noi. Dar până atunci, să ne bucurăm de noi.